final, încă o dată, mulțumesc părintelui Iulian pentru traducerea, cum v-a făcut să simțiți cât de cât ce s-a petrecut aici. Așa, mulțumim prietenilor care, putem să numim prieteni acum, prietenilor care au venit din Franța, les amis qui sont arrivés de France en très grand estime, vous appelez déjà amis, vous êtes à quand on, au Québec, on disait, après deux minutes qu'on parle avec quelqu'un, on se tutoie parce qu'on est devenus des amis. C'est un peu ça qui s'est passé aussi avec vous. On vous remercie infiniment. De asemenea, vă mulțumesc și celorlalți care au venit și ieri seară și astăzi. Predecesorii noștri au scris o istorie pe care am încercat să o trasez în această carte. Noi scriem sau continuăm această istorie sub o altă formă, încercând să facem față uneori obstacolelor sau zidurilor care deseori rămân destul de înalte și destul de dificil de traversat dincolo, dar întâlniri care ne arată că este posibil. Și așa că noi vrem să terminăm pe această notă optimistă, după cum am terminat pe o notă contemplativă, că totul este posibil atunci când din inimă izvorăște iubire și dragoste. Iar Iisus spune în Evanghelie, vă vor recunoaște discipoli de-ai mei, nu dacă sunteți catolici, ortodoxi sau protestanți. Vă vor recunoaște discipoli dacă vă iubiți unii pe alții. Și cam ăsta a fost și scopul nostru. Vă mulțumesc și vă invit să nu plecați, să stați, pentru că am comandat pizza pentru toată lumea și dacă nu rămâne să o mâncați, nu știu ce vom face cu ea.